Domnule Alexandru Tamba, iată care sunt cele două știri din săptămâna care tocmai s-a încheiat, care mi-au atras atenția în mod deosebit pentru a doua rubrica noastră. Prima știre vine pe plan național. Avem ba creștere, ba scădere economică, acum cifrele diferă, ce-i drept. Și noi nu știm pe cine să credem. Și acum explicația este așa. În timp ce ministrul finanțelor, Ioana Petrescu, susține faptul că România poate să înregistreze o creștere economică de 5-6% pe an, ministrul economiei, domnul Constantin Niță, ne spune că este mai sceptic și că nu o să avem o creștere mai mare de 2-3% până la sfârșitul anului. Adică cifrele ne arată totuși o creștere, dar totuși ele scad de la un reprezentant la altul. Din punctul noastră de vedere, cum se văd lucrurile? Eu aș fi puțin mai sceptic. Mai sceptic deci, decât domnul Niță? Nu, cam la domnul Niță m-aș opri chiar și valorile făcute de către economiști, de către economiști ai unor bănci din piață, dar și de alți economiști, se îndreaptă undeva între 2 și 2,5%. Sigur, doamna Petrescu este mai tânără și mai entuziastă. Și vede altfel lucrurile ca fost în Statele Unite ale Americii. Este bine că este tânără și că este optimistă, dar nu cred că anul acesta se va întâmpla 5-6%. Două luni. Nici nu știu dacă s-a referit chiar la anul 2014 sau dacă s-a referit la anul ăsta. Este într-adevăr foarte optimistă, entuziastă. Este bine că este optimistă și măcar jumătate dacă se realizează din ceea ce dânsa prevede, totuși este o creștere. Deși, din punct de vedere a populației, o creștere de 2-3% nu se va simți prea mult. Am vrut să vă întreb, se va simți în buzunarele noastre? Nu, în buzunarele oamenilor se va simți, nu se va simți acest lucru. La salarii, la pensii? Nu. Nu se va. Acum, pensiile, sigur că oricum există un program de creștere a pensiilor care a fost anunțat. Am înțeles că de la 1 ianuarie va crește cu 5% pensiile. Este foarte bine că acestea cresc, că dacă stăm să ne gândim cum sunt pensiile la nivel european, sigur că noi, pensiile românilor, sunt deci eu spun de foarte multe ori și am spus-o că românii sunt geniali pentru că reușesc să trăiască cu o pensie sau cu un salariu de 100 la 300 de euro. Și dacă reușesc acest lucru, dacă reușesc acest lucru, într-adevăr sunt geniali. Domnule Tamba, știrea internațională care mi-a tras atenția de această dată, recesiunea bate la ușa Germaniei. Banca Germană, centrală din Germania, dă avertismente conform cărora Germania riscă să se apropie cu pași repezi și periculoși chiar de recesiune. Totodată, pentru semestrul al doilea, Bundesbank apreciază o creștere economică foarte scăzută și se pare că dacă lucrurile vor continua așa și în semestrul următor, într-adevăr, atunci Germania se află în recesiune. Întrebarea mea este cum percepeți acest semnal și ce se va întâmpla în Europa? Cum percep eu acest lucru este că Germania este cea mai puternică economie din Uniunea Europeană. Ei locomotivă, așa au spus mulți. Da. Ei s-au bazat foarte mult și creșterea lor economică, mai ales datorită exporturilor. Având o economie foarte competitivă, ei au putut să ocupe o mare parte din piața exporturilor. Sigur că acest lucru ar putea să fie influențat la această oră, datorită crizei care se menține în Europa, ceea ce înseamnă că exporturile lor sunt scad într-o anumită măsură și probabil că acest a dus la scăderea indicatorilor și chiar acest pericol de a intra în recesiune. Numai că recesiunea din Germania este recesiunea din Germania, recesiunea din România este recesiunea din România. Eu mi-aș dori ca să ajungem la nivelul Germaniei și să mai avem așa câte o recesiune. Dar așa, să ajungem, dar cu condiția să trăim ca și în Germania și să fim la nivelul economiei din Germania. Și atunci putem să zicem că am trăit bine, nu? Da, și atunci o recesiune asta, sigur că
n-ar fi chiar așa de cu o influență așa de mare asupra populației cum este în România. În România, oricum, nivelul nostru de viață este mult, mult sub, vorbesc de nivelul Germaniei, chiar sub, nivelul, sub nivelul mediu Europei, că Germania nu este la mediu Europei, că este chiar în fruntea Europei. Mulțumesc foarte mult pentru răspunsurile noastre și noi o să ne vedem în următoarea rubrică, a treia rubrică, porția din farfurie versus mersul din economie. Domnul Alexandru Tamba, pentru ultima rubrică acestei emisiuni, vă propun o temă foarte interesantă. Petrolul se joacă cu prețul și pune presiune pe economie. Prima întrebare e cea mai grea. Din cauza prețului scăzut al petrolului, analiștii economici spun că economia mondială primește un stimul de 1100 de miliarde de dolari. Acest lucru se întâmplă evident din cauza reducerii costurilor la carburanți, dar și a altor mărfuri. Cum se traduce acest semnal până la urmă în piață? Sigur, acum și aici sunt foarte multe discuții. Am văzut economiști care spun că aceasta poate chiar reprezentanți ar companiilor petroliere, dar pe înțeleg când spun că este foarte periculos că scade prețul barilului. Vă spun sincer că n-am prea înțeles de ce este periculos că scade prețul barilului. Nici eu n-am înțeles, dar vreau să vă întreb pe noastră. Păi, să spun că e greu de înțeles și pentru mine este greu de înțeles. Sigur, ei se gândesc și spun că vor fi afectate foarte mult investițiile care urmează să le facă dacă scade prețul petrolului, barilului de petrol. Păi, nu știu de ce ar afecta așa de mult, pentru că dacă scade prețul barilului de petrol și am înțeles că a scăzut de la 105 dolari pe baril, a scăzut undeva la 80-85 de dolari pe baril. Și scăderea este... Acum vom vedea ce se va întâmpla. Fiindcă, sigur, nu vor rămâne așa lucrurile, probabil, dacă va scădea foarte mult, probabil că țările producătoare de petrol își vor reduce producția, tot mai pentru că mențin prețul, mai menține prețul undeva mai sus, și atunci s-ar putea să nu scadă chiar așa de mult. Dar ce nu pot să înțeleg este de ce este un pericol pentru compania petroliere. Pentru că, pentru că dacă au un preț mai scăzut la... cumpără petrolul la preț mai scăzut și profitul lor va fi mai mare. Sigur că ei probabil n-ar vrea să scadă prețurile. Așa cred și eu. Și ar vrea ca să rămână în continuare de prețul barilului sau să... chiar dacă scade prețul barilului, prețul la benzine, motorine și așa mai departe să rămână același. Lucru care, după cum vedem, chiar se întâmplă. Din păcate. Eu mai scris așa cum urmă cu câțiva ani în care spuneam că prețul benzinelor și motorilor nu prea are legătură cu piața, cu costul, adică, cu costul produsului respectiv, ci are legătură tocmai cu cererea și oferta. Și fiecare companie încearcă să-și maximizeze profitul. E vorba și de conjunctura sigur, eu nu pot să-i acuz pentru că vor să-și maximizeze profitul, dar măcar să nu se susțină chiar așa. O tragedie. Că e o tragedie că se reduce prețul la petrol. Pentru că, la urma urmei, e chestie de cerere și ofertă și își doresc ca să obțină cât mai mare profit și nu are legătură cu costurile. Bun, vreau să vă întreb dacă are legătură cu inflația. Că mulți spun că, vai de mine, și asta este o tragedie. Păi și asta este încă un lucru care e la fel de neînțeles ca și ce spuneam mai înainte. Foarte mulți economiști spune, domnule, o inflație normală este de 2% pe an și asta musai să fie 2% pe an. Dacă nu este 2% pe an, este 1% sau este chiar o deflație, este foarte periculos acest lucru pentru țară. Sigur că sunt foarte multe discuții, o discuție complexă, dar nici pe departe nu este așa de periculos după cum se dorește să se acrediteze această idee. Înțeles. O să ajungem un pic și în Europa, am văzut ce se întâmplă la nivel internațional. Odată ce prețul petrolului la nivel mondial scade, se pare că acest lucru afectează și Rusia și va fi și ea nevoită la rândul ei să mai taie din prețuri, ceea ce înseamnă pentru ei o pierdere. Cum vedeți evoluția lucrurilor din acest punct de vedere? Acum, dacă privesc într-un context socio-economico-politic... Și nu unul depresiv, da, așa cum da, numai arată. Din punct de vedere economic, dar și din punct de vedere... oarecum geopolitic, să spunem așa,
sigur că afectează veniturile Rusiei, numai să nu uităm că ceea ce se întâmplă în Ucraina. Ucraina acum cere bani pentru a reuși cu partea de gaze și cere bani de la Uniunea Europeană. Poate că ar fi bine, poate că este un lucru bun, pentru că s-ar pune puțină presiune pe Rusia și atunci ar ține cont mult mai mult de ceea ce se întâmplă în Europa, nu ar mai avea acel comportament imperial, care a fost fie ca și un imperiu țarist, ce a fost și cred că aceste reflexe încă se mai mențin și în secolul 21, lucruri pe care nu credeam că s-ar putea întâmpla în anul 2014 ca o țară din Europa să ocupe teritorii din altă țară din Europa, asta așa ca și acum câteva secole. Nu credeam că cu caracter de anexă, de fapt. Și chiar uite că s-a întâmplat și poate că dacă veniturile Rusiei din ieftinirea petrolului s-ar reduce, poate și-ar pune întrebarea cum ar face ca să colaboreze cu țările din Europa și nu să le stăpânească sau cum să le stăpânească prin puterea energetică a gazelor și petrolului rusesc. De acum nu vrea numai pe linia asta, că am văzut că impune un embargo și pentru alte produse și sigur, bunuri de la consum. Sigur, asta ca și o răzbunare pentru măsurile luate de Europa, ca și-au redus foarte mult exporturile în Rusia. Sigur că și Europa se poartă cu mănuși acum cu Rusia, pentru că Rusia este o piață foarte mare de desfacere și le afectează interesele. Gaze... Nu numai asta, dar îți afectează interesele dacă punem embargo cu anumite produse și ori mai fac exporturi. Apropo de întrebarea cu reducerea exportului în Germania, da. Uite că avem explicații acolo. Explicațiile relațiilor dintre țările din Europa și Rusia, care nu sunt, Europa nu este așa de fermă cum ne-am dorit față de Rusia pentru ceea ce se întâmplă în Ucraina. Sigur, acum mai este și o altă problemă în Rusia, și anume ea a fost forțată să cheltuiască aproximativ 13 miliarde de dolari numai în această lună, în octombrie, până acum și nu-i sfârșitul lunii, pentru a susține rubla, care se află în cădere liberă. Avantajul Rusiei a fost însă faptul că exportă petrol în dolari, deși are cheltuieri în ruble și atunci, per ansamblu, a avut de câștigat de pe urma devalorizării monedei naționale. Totuși, acest atu se va menține dacă prețul petrolului va scădea în continuare? Păi, faptul că ei au susținut rubla, sigur că trebuie să susțină rubla pentru că fac și importul, numai exportul. O devalorizare controlată a monedei naționale, sigur că ajută la exportul. Este un lucru bun, dar pe termen lung. În economia unei țări trebuie să țină seama și de importuri și de alte lucruri care se pot întâmpla datorită devalorizării monedei naționale. Și atunci, sigur că este periculos când se devalorizează foarte mult. Haideți să nu uităm anii 90, în care noi aveam o inflație de 150% și în care leul se devalorizează foarte mult. Ce a însemnat pentru noi? Ce costuri au însemnat? Ce a însemnat pentru creditare? Ce a însemnat pentru creditare și automat pentru investiții? În momentul în care moneda națională e foarte slabă, foarte puține investiții se mai fac în țară. Și atunci, sigur că va afectează acest lucru. Acum, analiștii economici și implicit și o parte din analiștii geopolitici, nu o să dăm nume pentru că mi se pare că toți sunt importanți și nu putem să zicem că unul e mai important sau altul. Important e că fiecare trage niște semnale de alarmă. Eu înțeleg că zona euro, la ora actuală, este ca un fel de tablă de șah. Dacă se face o mutare și cineva e afectat, e afectat și celălalt. Am povestit înainte de faptul că Germania ar putea să intre în recesiune și acum analiștii zonei euro spun că pe baza faptului că prețul petrolului continuă să scadă și se află pe topogan și Rusia ar putea intra în recesiune. E, dacă am avea și Rusia și Germania recesiune, atunci ce s-ar întâmpla? Rusia este o piață foarte mare și, cum să spun, datorită acestui context politic care și sancțiunilor care s-au instituit împotriva Rusiei, s-ar putea să intre în recesiune. Germania, pe de altă parte, a intrat sau a avut o scădere sau o creștere economică foarte mică, aproape de zero. Da. Acolo a fost și pe baza unor măsuri de austeritate care au fost luate de cancelaria germană, în care ei au mers pentru a rezolva problema crizei, au mers mult pe o restrângere a cheltuielilor. Eu cred că Germania nu va intra în recesiune sau dacă, fiindcă ei au foarte, foarte ușor posibilitatea de a face investiții, de a stimula consumul,
de a scădea taxele, pentru că au o economie foarte echilibrată, ceea ce ar duce la stimularea consumului și automat începe să miște și economia în sus. În momentul în care ai un consum, PIB-ul automat crește. Și nu cred că va intra în recesiune. Ei pot să-și mențină o creștere de 0,5% fără nicio problemă, astfel încât ca să nu intre în recesiune. Sigur că Germania se spune că a fost oarecum sancționată pe linia aceasta a exporturilor, tocmai prin faptul că în momentul când s-a cerut ca cineva să dea ajutor, cel puțin și am știut că au fost state care au cerut ajutor din partea zonei euro, acum când a fost criza economico-financiară. Care da, se vis-a-vis de Grecia, unde au avut foarte multe corect, ajutoare. Și Germania a pus o frână și a spus nu hotărât, deși la un moment dat Franța chiar a fost de acord să și participe. Dar au și acordat. Și acum se spune că de asta ar fi ei sancționați. Da, dar au acordat și multe ajutoare, numai că datorită scăderii puterii de forții economiilor care importau din Germania s-au redus exporturile germane, este, cum să vă spun, ceva firesc. Sigur, în momentul în care ai piața europeană comună, orice țările sunt legate între ele, au o legislație pe partea economică comună. Corect. Și atunci sigur că o încetinire a creșterii Germaniei va afecta și celelalte țări. Deci dacă locomotiva nu mai funcționează în același ritm, e clar că și vagoanele nu pot să sigur, dacă locomotiva își reduce din viteză... Înțelegem și... de la sine cum merg lucrurile. Este o altă problemă, cel puțin tot pe plan european, ca să continuăm în linia aceasta, marii banchieri ai Europei, și am văzut acum ultimile analize, au ajuns să se certe tocmai din cauza soluțiilor de resuscitare a zonei euro. Acum, prețul scăzut al petrolului ar putea aprinde și mai mult spiritele din punctul nostru de vedere? Nu, la ei e vorba de altceva, la ei e vorba de stabilitatea țărilor din Uniunea Europeană. A spus că și Banca Centrală Europeană a scăzut dobânda cheie, foarte mult, a ajuns până la 0,25% sau chiar mai puțin. Bine, BCE a și spus că conjunctura în sine s-a este ajuns, una... Da, deci ei trebuie ca să stabilizeze țările care au datorii foarte mari, țările cum ar fi Grecia, Spania, Italia, care au datorii mai mari decât PIB-ul pe un an. Și la ei asta este problema cea mai mare. Nu cred că petrolul va acutiza așa de mult aceste lucruri. A ajuns că unele bănci să acorde dobândă real negativă. Deci, faptul că îți păstrezi banii la bancă, plătești ceva pentru că mai plătești dobândă. Da, dobândă. Exact. Deci mai e un paradox în sine. Da. După ce am analizat acum conjunctura, ce s-a întâmplat la nivel internațional și la nivel european, cum mi se pare că stă România? Că România stă la ora actuală. Noi stăm aici și noi nu avem grijile astea. Cel puțin din punct de vedere a petrolului. Cum vedeți lucrurile? S-a ieftinit ceva? Că nu am văzut. Benzina, motorina e la fel? Petrolul l-am rezolvat. L-am dat altul succes. Deci am scăpat de bătaie. Nu mai avem bătaia asta de cap. Știți cum e? Cu cât ai mai multe bogății, chiar la o persoană. Nu? Nu, chiar la o persoană. Care are mai multe case, mai mulți bani. Aici au mai multe responsabilități. Griji. Noi am scăpat de o grămadă de griji. Dar asta trecând peste o glumă amară, ca să-i spunem așa, și în România, dacă tot legăm de petrol și legăm de prețuri, este exact ceea ce am mai spus mai înainte. Totul este legat de cerere și ofertă, nu are legătură cu costurile. Dacă o să vedeți, când crește prețul la barilul de petrol, într-o lună de zile, poate nici atât reacționează piața în sensul creșterii prețurilor. În momentul în care scad prețul barilului de petrol, nu se întâmplă același lucru, deși ar trebui să se întâmple. Fiindcă atunci când cresc prețurile, ies reprezentanții companiilor petroliere și încerc să ne dea exemple. A crescut prețul barilului pe piața de la Londra, nu știu cum. Și când scade prețul petrolului, de ce scade, nu ies să ne spună? Atunci când spun, domnule, dar noi avem pe stocuri petrolul cumpărat cu anumit preț, deci trebuie să treacă un timp ca să se simtă. Și până trece și până timpul ăsta de 2-3 luni am uitat. Sau crește din nou. Lumea a uitat ce a fost și trece peste asta. Și atunci este foarte clar. Orice companie, și mai ales petroliere, care sunt foarte puternice, care influențează politici în țări, sunt companii petroliere care sunt mai puternice decât guvernele unor țări. Da, în unele cazuri, da. Și influențează foarte mult. Singurul criteriu este profitul. Deci, doresc să obține cel mai mult profit. N-aș vrea să dau nume de companii, dar știm o companie care ne-a preluat
nouă tot petrolul din România și am vândut Petromul, nu? La un preț, noi am vândut 50 și ceva la sută din acțiuni cu 600 de milioane, iar ei fac un profit de 1 miliard de euro. E mult puțin. Și fac 1 miliard de euro pe an și noi am vândut cu 600 de milioane acțiunile majoritare. Tot. Deci, într-un an de zile, ți-a recuperat toată investiția. Aș vrea, nu știu, aș vrea și eu să fac o investiție asta care să o recuperez așa de repede. Așa de repede. Bun, pentru că timpul tace și trece. O să vă întreb în final dacă această conjunctură internațională și europeană, pe fondul evident al scăderii prețului petrolului, o să ne afecteze pe noi pe termen mediu și lung, într-un fel. Pe noi ca și populație. Pe noi ca și români, da. Pe noi n-ar putea să ne afecteze dacă scade prețul la pompă. Dacă, adică ne afectează în bine, da, nu în rău. Dacă scade prețul, dacă, dar nu cred că va scădea foarte, foarte mult, nu va scădea. Ar trebui să scadă, dar eu cred că o să scadă în așa măsură cât prețul petrolului a scăzut cu 20%. La noi, într-adevăr, a scăzut. A scăzut cu cât? Cu 1,1%, 2%, cât a scăzut prețul la pompă? Între 1 și 2% să facem noi. Iar medie. Iar prețul barilului a scăzut cu 20%. Dar încă sunt diferențe între benzină și motorină la noi. Și sunt, dar pe total, pentru că dintr-un baril de petrol se produce vreo 70 ceva de litri de benzină, nu știu câți litri de motorină, uleiuri și așa mai departe. Deci sunt mult mai multe. Deci noi să stăm liniștiți că lucrurile pentru noi, da, sunt ok și să nu ne facem foarte mari griji, nu? Când am rezolvat problema, când asta am rezolvat. Pot spune mai înainte. Domnule Tampa, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră la emisiune și pentru că am lămurit acest subiect și acum putem și noi să dormim liniștiți. Punem punct aici acestei emisiuni. Sunt Alexandra Roșu și nu uita că economia merge de la sine. Secretul este să dai seama cum te afectează pe tine, adică în rău sau în bine. Pe curând! Thank you.